Bună dimineața, stimați colegi. Bună dimineața! Bună! Sunteți bine, toată lumea se aude? Bună dimineața! Ziua! Se aude? Da, se Da, aude! te aude! Te aude! Bun. O să încerc să fiu cât se poate de succint. Avem foarte mult de muncit, de planificat, de replanificat, de evaluat, de pus în planuri mai mari, planuri mai mici. Deci, întâi de toate vreau să aduc sincere felicitări doamnei Bățan cu ocazia zilei de naștere. Vă mulțumim pentru efortul depus, pentru că facem o echipă extraordinară. Vă dorim tot binele de luni, multă, multă sănătate și succes, plan personal și profesional. Așa cum ziceam, sunt foarte multe lucruri de realizat. Noile proiecte deja sunt în desfășurare, altele urmează să înceapă. Avem o agendă încărcată și planuri mari pentru dezvoltarea orașului, repartizate pe diferite perioade. Chiar dacă suntem în perioada de iarnă, rog maximă implicare și monitorizare a lucrărilor care sunt efectuate în teren. Am văzut ieri și acele acțiuni de vandalizare. Rog, așa cum am făcut de obicei, să fie anunțate imediat poliția, să fie oferite toate materialele video pe care le deținem și să se intervină, astfel că ne-am dorit ca cei care vandalizează bunurile din oraș să fie penalizați la propriu și chiar să îndeplinească munca în folosul comunității, așa ca să nu mai dorească să facă anumite pagube pe viitor. Fiecare element costă și acești bani sunt din bugetul municipal. Totodată, așa cum am făcut de obicei, să se intervină imediat pentru a fi refăcute toate obiectivele distruse sau deteriorate. Deoarece efectul geamurilor stricate să nu fie în Chișinău în acest context. A fost deteriorat, cum ziceam, să se intervină și să se repare, iar pagubele calculate să fie întoarse în bugetul municipiului Chișinău. Am spus de multe ori, era mai simplu dacă am fi avut poliție municipală ca să monitorizăm diferite activități în timp real, iar acele camere de supraveghere pe care le-am instalat în tot orașul să ne ajute să identificăm cei care nu se comportă tocmai adecvat, dar sunt și alte zone, începând cu parcările ilegale, comerțul ambulant, și multe, multe alte care se întâmplă în curțile blocurilor de locuit, de care în mod normal este responsabilă poliția comunitară în alte capitale, în alte orașe. Zilnic, cum spuneam, sunt sute de angajați ai primăriei Chișinău care lucrează dimineață de vreme până noaptea târziu, indiferent de timpul de afară pentru a menține curățenia în oraș, și este regretabil când oamenii nu apreciază, dar și distrug acest timp. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care se implică pentru depășirea acestor situații, identificarea persoanelor care nu tocmai au 7 ani de acasă. Dragi colegi, este perioada de iarnă, respectiv atenție la vremea de afară, sunt anunțate și ninsori, cel puțin așa arată datele meteo. Știu că suntem pregătiți cu materialele antiderapant, stocurile în această privință sunt suficiente, tehnica este pregătită la toate întreprinderile. Rog intervenție imediată atunci când este nevoie, tare rog înainte ca oamenii să fie înțelegători, deoarece la înlăturarea ghețușului sau a zăpezii, când se lucrează, în mare măsură se lucrează non-stop și lucrează acolo la fel oameni. Este complicat când avem ninsori abundente timp de o zi, în orele de vârf, când toate mașinile și tot transportul public sunt pe drum în oraș. Cât de mult nu ne-am implicat și n-am intervenit prom, oricum undeva pot fi situații neprevăzute. Cu toate acestea, anunțăm că suntem pregătiți cu cele necesare să intervenim prompt, iar dacă e nevoie de ajutorul nostru undeva în altă parte, așa cum s-a întâmplat data trecută, când colegii mei au sunat la Inspectoratul de Urgențe și a zis că unul sau altul coleg că suntem gata să oferim în limita legislației suportul necesar. Repet, nu avem de împărțit decât sutele de probleme cu care
trebuie sau pentru care trebuie să găsim soluții, fie că suntem la guvern, fie că suntem la minister, fie că suntem la primărie sau oriunde în altă parte. Împreună putem lucrurile să le depășim mai ușor și mai repede. Iarna mai este și despre sărbătorile frumoase și în acest an pregătim un program pentru sărbătorile de iarnă. Este vorba de amenajarea orașului, a tuturor sectoarelor, cu luminițe de Crăciun, cu târguri tematice, cu spectacole frumoase. Mă bucur că din primul an de mandat am optat pentru procurarea și nu închirierea decorațiunilor. Astfel, an de an am completat aceste decorațiuni și sunt ale primăriei Chișinău. Vin și cu un apel către agenții economici ca și în anii precedenți, așa cum s-a întâmplat, să decoreze acele clădiri pe care le dețin sau spațiile adiacente, acolo unde pot fi instalate diferite elemente de Crăciun. Startul sărbătorilor de iarnă, dar și inaugurarea Bradului va avea loc pe data de 23 decembrie în Piața Mare Adunări Naționale și va fi conectat iluminatul decorativ în tot orașul. Evenimentul dedicat inaugurării va cuprinde și un spectacol muzical-artistic cu tematică de sărbători. Printre invitații speciali este Ștefan Bănică Junior. În acest an face 20 de ani de spectacole dedicate Crăciunului și sper că această fierie frumoasă a sărbătorilor de iarnă, sărbătorilor de familie, a Crăciunului, să fie de bun augur pentru toți cei care sunt în Chișinău sau oaspeții capitale. Spectacole muzical-artistice vor fi organizate și pe data de 31 decembrie, noaptea de Revelion, dar și pe data de 6 decembrie și vor fi mai multe diferite evenimente organizate în sectoarele capitale. Acum sistematizăm aceste informații, coordonăm toate orarele, așa ca oamenii să poată să întâlnească sărbătorile de Crăciun, sărbătorile de Anul Nou, alte sărbători de iarnă, frumos, însă în familie, aici, acasă, la Chișinău. La fel, cum ziceam, în fiecare an vom amenaja târguri unde vor putea fi găsite obiecte de meșteșugărit și artizanat tradițional, suvenire, jucării, dar și produse alimentare ale producătorilor autohtoni. Nu va lipsi în Piața Mare Adunării Naționale nici căsuța lui Moș Crăciun și multe alte zone de distracții pentru cei mici. La fel vor fi decorate cu luminițe și mai multe unități ale transportului public. Din start vreau să mulțumesc tuturor partenerilor care se alătură în fiecare an pentru a fi parte a acestor evenimente. În această perioadă vin la Chișinău sute de mii de vizitatori, atât din toată țara, oaspeți de peste hotare, dar cel mai frumos este că conaționalii noștri revin acasă de sărbători. Iată de ce sunt sărbătorile care ne unesc și ele trebuie să fie frumoase, în pace. Iar aici trebuie să știm să iertăm unul altuia, să ne consolidăm și cu certitudine să avem grijă unii de alții. Asta ne propunem ca de sărbători să ne unim și să le petrecem frumos acasă la Chișinău. În aceeași perioadă vreau să vă spun că în aceste zile avem numeroase delegații în afara Republicii Moldova, în cadrul diferitor proiecte bilaterale și multilaterale, în Polonia, în Germania, la Iași, Suceava, București, urmează la Buzău și Alba Iulia, în cel mai scurt timp, că sunt preturi, că sunt viceprimarii, că reușesc să ajung eu. Avem o agendă foarte încărcată, plină, frumoasă de proiecte de colaborare pe extern, proiecte pentru Chișinău și vom continua să dezvoltăm aceste proiecte în interesul fiecărui locuitor a municipalității. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai reușit, să aveți parte de toate bune și frumoase și să ne consolidăm în jurul unui obiectiv singur, să ne ridicăm la așteptările locuitorilor municipiului Chișinău, a oaspeților capitale cu toată echipa. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că facem parte din această echipă și haideți în continuare să dăm dovadă de exemplu, de profesionalism, de implicare, de dedicație. Vă mulțumesc foarte mult și următorii câțiva ani să-i